Inconștiența a transformat un spital într-un focar. De mai bine de o săptămână, zeci de medici, asistenți și pacienți sunt închiși la Gerota, în spitalul contaminat de un fost ofițer al MAI. Iar ieri, testele au adeverit scenariul cel mai de temut. 22 de persoane au fost infectate cu coronavirus. Avem mărturia unei asistente din interior. Este un calvar și o alertă fără precedent provocată de bărbatul care, pentru că a mințit, a infectat peste 50 de oameni. Ce se întâmplă acum în spital? Sunt 22 pozitivi, au plecat o parte din cei care sunt mai rău și restul așteptăm. Deci au luat doar pe cei care sunt pozitivi momentan? Pe cei care sunt pozitivi și nu se simt bine, sunt cu simptome. Nu i-au luat pe toți. Medici, asistente? Da, personal auxiliar. Alți pacienți? De pacienți încă nu știu nimica. Probabil urmează. De câte zile stați închis în spital? De miercurea trecută. Cum au fost aceste zile pentru dumneavoastră? Un calvar, e o isterie, a fost o isterie. Au stat care cum au putut. Nu ne-au testat când trebuiau și uitați unde s-a ajuns. Povestiți-mi un pic, detaliați-mi puțin, vă rog, ce s-a întâmplat în spital. S-a internat acel domn care luni a fost descoperit pozitiv. De luni am intrat într-un fel de carantină. Marți au fost testat contactii direcți ai lui, dintre 23 colegi ai mei care au din radiologie. Și după aia au mai fost testați joi o parte din colegii care au fost la raportul de gardă cu doctorița gastroenterolog, care s-a descoperit marți că a fost pozitivă. Au venit rezultatele joi seară și pe noi de joi seară, de-abia aseară ne-au testat. Și de pacienți care nu mai erau testați, cei care au fost contact direct de la gastro au fost testați. Erați speriați, au fost oameni care au plâns. Ei, vă dați seama că e o isterie, a fost o isterie. Au stat care cum au putut, cu extraverale, cu diverse. Fiecare pacient și fiecare cadru medical a stat izolat sau cum s-a întâmplat? Oarecum, pentru că a trebuit, colegii au început să mai simte rău, am mai făcut radiografii. Dumneavoastră sunteți bine? Fizic vă întreb. Sper, fizic nu prea sunt bine, dar cred că e și de stres. Și nu știm ce facem noi. Ce face cu noi? N-au ieșit toate rezultatele. Ne lasă să plecăm acasă, rămânem aici. Nimeni nu zice nimic.